complex Cormoran, a doua ediție a Cupei Mercury Five Challenge. Acum un an, cred eu că a fost bine, cred că toată lumea care a participat la acest concurs s-a simțit bine. Și atunci am prins încredere și vă anunț că acest concurs va continua. Bineînțeles că fără dumneavoastră, fără sprijinul dumneavoastră, n-aș putea să fac nimic. Bineînțeles că fără sprijinul gazdei noastre, Complexul Cormoran și a domnului Găină. Bună dimineața pentru voi, bună seara pentru voi, bine ați venit sau bine ați plecat. Încercăm împreună cu America Nautics să vă facem să vă simțiți bine. Adică, aș vrea să o și participe, dar după care sunt responsabil numai cu tocana și cu cazarea. Deci, 8 începe concurs. Noi de la 6:30 vom fi gata cu micul dejun. În fiecare seară, prin grijă American Nautics și în același timp avem încă un nou sponsor al nostru, al Brazului către Cormoran, cu vinuri și măcini. Deci, în fiecare seară, cei care sunt cazare la Cormoran, 8:30 de vin de persoane în fiecare seară. Duminică trebuie să conduc, nu numai de nimic. În rest, aveți probleme cu ceva, vă rugăm anunțați la ospătar, la mine, la recepție, încercăm să vă facem sejurul din partea noastră, cum mai avea. În rest, vis-a-vis de concurs, îl aveți pe domnul director, regulă ar trebui respectat de toți, pentru că un concurs înseamnă șanse egale pentru toți. Și ca și domnul Revergel, vă urez mulțumim mult de tot! Iarăși, nu s-ar putea face un concurs care se dorește să avanseze în calitate, în competitivitate, să-l facem internațional. Și putem să facem acest lucru, noi românii, pentru că avem tot ce ne trebuie. Avem o țară superbă, avem delta Dunării, avem pescari minunați și atunci stau și mă întreb, oare nu putem să facem împreună un concurs care să se ridice chiar peste cele care se fac în Europa astăzi? Am luat la cunoștință și sunt de acord cu prevederile regulamentului de desfășurare al Cupei Mercury Pike Challenge ediția 2018. Ce număr ați tras? Numărul 20, așa că plecăm mai în spate. Dar e ok, suntem 25 de echipe. Sunteți pregătiți? Da. Da, la condițiile care sunt cu apă foarte mică, o să fie foarte greu. Va fi greu, nu? Da, foarte greu. Foarte greu, dar totodată toate echipele au șanse egale și se va juca până în ultimul moment. Orice echipă poate să câștige. Sunt foarte mulți concurenți din ligă, sunt concurenți de top, sunt echipe de top. Dar toată lumea are șanse egale. Este ediția cu numărul 2 a concursului Mercury Pike Challenge, organizat în Delta Dunării, împreună cu Complex Cormoran. Anul acesta sunt 25 de echipe, puțin mai mult ca acum un an, ceea ce este un lucru bun. Concursul se desfășoară în sistem catch and release, conform legislației în vigoare, și se dorește a fi un prilej ca cei care iubesc acest sport, pescuitul la spinning, să se bucure și să se simtă bine în mijlocul deltei Dunării. Marele premiu este o embarcațiune Trekker, dotată cu un motor Mercury de 50 de cai, o embarcațiune care este gândită, construită pentru a pescui și pentru a avea tot ceea ce trebuie dacă ești angrenat într-o asemenea competiție. Nu vreau ca să închei fără ca să le spun tuturor concurenților fir întins.